Bine v-am găsit, sunt Cornelia Ionescu și astăzi la emisiunea mea Online Story o am invitată pe Ioana Tufaru. Nu vom vorbi despre trecut, am făcut-o într-o ediție anterioară, ați fost alături de mine și de ea în număr foarte mare și vreau să vă mulțumesc pe această cale pentru numărul de mesaje și pentru felul în care ați susținut-o în acel moment. Eu vreau astăzi să avem o ediție așa ca între fete, să discutăm despre ce se întâmplă cu ea în prezent. Știu că și-a schimbat cumva viața din decembrie, a luat-o de la capăt și curiozitățile mele sunt din ce în ce mai mari în privința ei. Aș vrea să știu dacă este mulțumită cu prezentul, dacă are regrete legate de trecut sau dacă vrea să fie doar Ioana Tufaru, așa cum mărturisea în urmă cu ceva vreme. Bună, Ioana! Bună! Nu mai vreau să fiu Ioana Tufaru, asta am spus-o cred că și data trecută și nici nu mai sunt de vreo 4 ani, am trecut pe numele soțului, dar am zis, mă, dacă lumea așa m-a perceput, hai totuși să rămână ăsta nume de scenă, dacă vrei, știi? Nu mai sunt Tufaru de 4 ani. Așa este, în momentul în care te căsătorești, viața se schimbă, numele se schimbă, exact. Însă percepția oamenilor rămâne aceeași. Atunci am zis ok. Da. Spuneam de regretul acela că la un moment dat tu ai vrut să te rupi cu totul de numele Ioana Tufaru, exact. Însă mărturiseai că parcă totuși n-a fost atât de bine să lași tot trecutul la o parte. Depinde. Și l-am lăsat și nu l-am lăsat. Încă mai mă macină, cum se spune, macină un pic pe acolo. Dar asta e. Mergem înainte, trăim prezentul. Știi cum spune vorba aia, carpe diem, trăiește clipa. O trăim frumos, așa cum ne place, așa cum vrem. De multe ori nu putem să facem chiar numai ce ne place, dar ne străduim. Așa e viața. Cu bune, cu rele, noi mergem înainte. Văd o transformare și fizică la tine. Ți-ai schimbat coafiura față de ediția anterioară. Da, o să vezi, m-am tuns singură. Deci, efectiv singură. M-am dus la baie pentru că nu mai suportam, în primul rând, că din punctul ăsta de vedere trebuie să-mi fac mea culpa pentru că am de fel un păr foarte frumos, dar mi l-am distrus din cauza decolorantului foarte mult și foarte des și așa, și era tocit, deci pur și simplu se despica firul. Și atunci am zis că trebuie să fac ceva la coafor, nu-mi permit să mă duc să iau o gălăgie de bani. Am prietene care știu să tundă, dar mi-au spus, băi, nu mă bag la părul tău că e dificil. Și atunci m-am supărat, am luat foarfeca frumos, m-am luat la baie și m-am tuns singură. Cum a ieșit, nu știu, că n-am ochi la spate să văd, dar sper că nu m-am ciuntit prea rău. Dar toată lumea ce văd stă mult mai bine așa. Mie îmi place cum îți stă. M-am uitat înainte de începutul emisiunii și puțin în spate să văd dacă ai reușit să îți egalezi. Este totul foarte bine. Foarte bine. Adică mi se pare că te schimbă. Te întinerește, să știi. Da? Soțul ce spune? Îi place? Lui îi place orice, oricum aș face, oricum aș vopsi, oricum aș aranja la păr, oricum aș fi, lui îi place. Adică el n-are nicio treabă. Important e că te iubește. Uite, este luna în care noi femeile suntem cele mai importante. Exact. În general suntem, dar parcă martie ne face să înflorim. A fost romantic în zilele astea de 1 și de 8 martie? Romantic, la noi am cât depășit poate să stadiul fie ăsta la de voi? Romantic de mult timp. Din cauza problemelor de sănătate pe care el le are, dar ne înțelegem foarte bine, ne completăm unul pe altul, e o relație care deja în ianuarie 2025 face 9 ani, deci, na. Până la urmă știi ce contează dragostea, nu gesturile. Exact. Pentru că poți să faci niște gesturi doar de anumite sărbători și este. În timpul anului să nu fie așa de bine. Spune-i despre problemele lui de sănătate. Știu că a ieșit pe caz de boală la pensie. Cu pensia asta o grămadă, că ne trimiteau de la Ana la Caia, că nu știu, eu n-am să înțeleg niciodată chestiile astea din România, birocrația asta.
Păi nene, spune toate actele pe care trebuie să le aduc, dă-mi un termen, eu le strâng și ți le aduc. Nu să te trezești după ce eu m-am chinuit și am umblat pentru o amărâtă de hârtie o grămadă, stai că mai trebuie nu știu de unde, nu știu ce act. Și iar pune-te și umblă și... Deci ne-a luat cam un an de zile să ne plimbăm așa de colo-colo, să strângem, dar în sfârșit, deja din august e pensionat cu acte în regulă, bine, revizuibil la un an de zile. Dar bine că am reușit să-l pensionăm pentru că chiar era necesar. Are probleme, are și cu plămânii și cu inima, are niște fibrilații foarte nasoale. Da, ia tratament, trebuie să-l ia toată viața că n-are încotro. Ia tratament, tratamentul costă. Știm și noi da. Când ne ducem la farmacie și ne chinuim sunt așa. Bine, probleme de sănătate. Pe norocul lui a fost că pe decizia de pensionare scrie că are drept de muncă 4 ore și atunci ca să putem să facem față vieții și traiului, se duce săracul și muncește că n-are ce să facă. N-are, e capul familiei. Până trebuie la urmă, să facă. Da. Ce face în cele 4 ore în care... În pază. În pază. Da. E bine că a găsit un loc de muncă. Da. Unul care să-l ajute să completeze pensia. Da. Cât are pensia? Exact cât o am și eu, 1281 de lei. Da. Poți să trăiești în România cu 1281 de lei? Nu poți. Nu poți. Mai ales dacă ai, ai și copil. Da. Nu poți. Nu poți. Adică o singură persoană cu banii ăștia nu poate trăi. Păi numai o chirie te duce la... Păi numai chiria e toată pensia mea fără 81 de lei. Deci chiria noastră e 1200 de lei. Și atunci rămâne salariul... Soțului. Cât are salariul? Un infim, ei, nu? Ceva minim acolo. Pe economie, hai minim să zicem. Pe economie cu cei 1281, cu... Ai mica alocație. Exact, mica alocație, da. Iarăși acolo e o durere, pentru că am prietene în Franța cu care discut și îmi spun ce alocație primesc copiilor acolo și mă iau cu mâinile de cap. Dar asta e. Mergem mai departe, ce să facem. Strigăm și strigăm degeaba, că nu ne aude nimeni. De, nu se aude strigătul de ajutor. Nu se aude. Și nu suntem singuri. Normal. Sunt atâția da, care... În această situație. Mă uit și mi se rupe sufletul că văd oameni în vârstă la farmacie care săracii își cumpără, măi, o pastilă, două, pentru că nu au cum să-și cumpere mai mult. Iar ce mă doare cel mai tare este că, e adevărat, guvernul a dat acele carduri sociale pentru alimente, 250 de lei la 2 luni. Nu-i poți scoate de pe card, dar îți poți cumpăra alimente, strict alimente. Mă rog, că mai bagi o sticlă de șampon pe lângă sau așa, e cu totul altceva. Dar au dat drumul numai în magazinele mari, dar n-au dat drumul să poți cumpăra și medicamente. Asta, zic, măi, măcar din cardul ăla, măcar 150 de lei își luau și ei medicamente. Nu toată lumea doar mâncare, doar alimente. Da. Oamenii sunt bolnavi, au nevoie de medicamente, deci mi se rupe sufletul. Acum 2 zile am dat unei bătrânii, i-am completat, deși nici eu nu am, dar i-am completat, să-și ia o folie. Pentru că mi s-a rupt sufletul. Ce e aia, o pastilă? Păi o pastilă iei atunci pe loc și după aceea ce faci? Și am mai completat. Eu nu era o sumă imensă, am mai pus 5 lei sau 6 lei. Să-și poată cumpăra o folie. Da, dar pentru tine contează și banii ăștia. Și ce să fac dacă mi s-a rupt sufletul? Na, ce vrei, să o las așa? Nu puteam. Un gest foarte, și foarte frumos. Și văd mame cu copii care se chinuie, care... Na, și eu spun, Doamne, eu nu m-aș mai văita, pentru că poate sunt alții mult mai rău decât mine și decât noi și... Uite, întotdeauna există cineva care trăiește mai rău decât noi. Da. Cât costă tratamentul medical al soțului tău lunar? Măi, foarte mult nu costă. Norocul nostru este că ambele medicamente pe care le ia, că ia 2 medicamente, se pot compensa. Și atunci le luăm compensate. Ceva la 50-60 de lei prețul întreg și vreo 30 și ceva compensat. Da, adunate. Cu ce vorbeam noi despre chirie, cu nevoile unui copil, baze, lumină, sunt multe.
Da. Oamenii știau că înainte locuiai în blocul acela lui Gigi Becali. Da. Să le spunem celor de acasă, cum vorbeam și la începutul emisiunii, că te-ai mutat din decembrie. Da, am plecat de acolo pentru că, bine, nu aș vrea să vorbesc foarte mult despre asta. Am plecat că nu se mai putea să mai stăm acolo. Am înțeles că are alte planuri cu blocul acela și nu pot contesta asta. Dar în orice caz, recunoștința noastră rămâne veșnică pentru acest minunat om. Ne-a ținut aproape. Uite, dacă mai rămâneam acolo pe 3 august, am făcut 9 ani de când stăm acolo. Deci și omul cât să te țină. Adică la un moment dat era de așteptat că aici se va ajunge, pentru că, na. Așa, dar te leagă amintiri frumoase de locul acela. Da. Cu copil, am legat prietenii, am legat care am rămas în continuare în legătură, ce să zic, da. Te anunțase cu ceva timp înainte că trebuie să ne găsim, vă găsiți o locuință? Da. Ne-a dat un termen. Și cum ai ajuns să te muți în zona militară, să înțeleg? Da, da, nu vreau să spun exact unde, militar. Nu contează acolo, păi asta am și spus, în zona militar. Aveam o prietenă care locuia deja acolo în cartier și i-am zis, fată, ai idee dacă mai sunt pe acolo apartamente, garsoniere, ce? Mă, nu știu, hai și vorbești prin dezvoltator cumva. M-am dus, am vorbit, mi-a zis că garsoniere nu mai are, două camere dacă vreau. Mi-a spus cât este chiria. Am zis ok, mi s-a părut destul de decent. Da, 1200. Pentru un apartament cu două camere, 1200, eu zic că este foarte pensia bine. Pensia ta. Da. Pensia ta. Fără 81 de lei. Am zis ok, am plătit, am făcut contractul și iată deja aproape facem 3 luni. Când v-ați mutat? Pe 18 decembrie. Pe 18 atunci decembrie. Ne-a dat cheia. Parcă a fost un nou început, nu-i așa? Nu că parcă, chiar a fost un nou început, a fost altceva total diferit decât ce era acolo. Mult mai bine, mult mai frumos, mult mai liniște. Acolo cei de la administrație, de la blocul de la domnul Becali, aveau niște reguli pe care noi trebuia foarte strict să le respectăm. Știi cum e, le respecti, dar până la un punct. Și atunci, mai bine că s-a întâmplat așa, pentru că, uite, am reușit să-i împlinesc și eu dorința băiețelului meu de 2 ani de zile, mă zăpăcește că vrea și el un cățel. Și am reușit să ne luăm și cățel. Aveți în sfârșit. Și cățel? Avem și cățel, avem un bișon frumos. Da, așa, și ne-am luat și cățel. Îl cheamă Ali, așa a vrut Luca și... Na, i-am respectat dorința întru totul și lucrurile au început să se așeze. Am reușit și cu buletinul. Asta era încă o problemă a ta pe care mi-o povesteai data trecută, că eram nu poți să supărat. Intri în posesia drepturilor de autor. Trebuia să stau să fac transfer unei prietene cu care trebuia să mă întâlnesc să-mi dea banii. Adică era ceva, eram toată ziua pe drumuri, știi? Și până la urmă am pus un anunț pe Facebook, e unde așa, altă, pe Facebook ai pus un anunț. Așa, și m-a sunat un domn, bună ziua, bună ziua, mai vreți să faceți buletinul? Da. Uitați, eu am un văr care face, eu nu sunt în țară, locuiesc în Franța, dar am văzut anunțul, îl sun acum, am făcut schimb de numere, l-a sunat, l-am sunat eu, a mers cu noi, prima dată cu mine, după aia a făcut soțul lui. Da, că n-am avut toți banii să-i dăm împreună. Costă mult să faci un buletin? Teoretic costă foarte mult, noi am avut mare noroc, deci noi am plătit 1300 de lei amândoi. Ați plătit foarte bine. Păi aia zic, amândoi, da. Deci de-aia mi-a și convenit, pentru că am căutat pe Google, vreau să-ți spun, anunțuri de-astea care vor să facă mutații, să ia în spațiu și am, nu scria prețul și am sunat și mi-a spus o doamnă, da, 2000 de lei, zic, serios? Și atunci am avut noroc. Ați avut noroc și acum s-a rezolvat problema asta, da, care era foarte stringentă pentru tine. Mai vin și banii de acolo. Contează. Pe lună
E un venit care te ajută. Ai și cățel, să înțeleg că în apartamentul anterior, în garsonieră, da, nu fapt, era voie. Nu era voie, dar asta era una dintre reguli. Una nu? Dintre mai multele reguli care, așa, trebuia să le acceptăm că nu aveam încotro pentru că nu aveam unde să ne ducem și aia este. Și acum nu mai sunt reguli și e bine. Mai era vreo regulă așa pe care ai fi vrut să o încalci? Da, mai multe, numai una. Pare că tu așa ești un om sincer și spui. Da, uite, de exemplu, nu mi se părea ok faptul că și dacă venea cineva în vizită, de exemplu o prietenă sau așa, trebuia să-și lase buletinul la poartă sau datele la poartă, ceea ce iarăși nu mi se părea ok, pentru că nici când te duci în vizită la închisoare la cineva nu-ți lași buletinul la poartă, adică... Deci trebuia respectată și asta, după aceea mai era o regulă cu fumatul, nu aveai voie să fumezi din cameră, trebuia să duci la locul de fumat special amenajat, ca să zic așa. Asta recunosc că o mai încălcam. O mai încălcai, că tu ești o amândoi fumătoare. Amândoi o încălcam. Și cum sunt regulile? Că să fie încălcate, sigur că da, mi se pare corect. Da. Sunt reguli pe care fiecare om și le pune. Acum ai casa ta, Luca are camera lui. În sfârșit camera lui. Da. Cum se simte el? Cum a reacționat în momentul în care a văzut? Chiar dacă el n-a spus, dar am văzut în ochii lui că se bucură și că îi place, mai ales că are parcul lângă bloc. Deci se duce singur în parc. Deci... parcul este cam unde e masa aceea, deci îți dai seama cât de aproape. Mami, poți să mă duc singur? Da, mami, du-te, da, ai grijă. Eu sunt mai... văd și foarte multe la televizor și sunt mai fricoasă. Ca mamă, așa. Ești temătoare. Da, mai fricoasă. Da, așa. El e un băiat descurcăreț. Este și este foarte... Să duce singur la magazin să-și cumpere de ce toate. Vrea el, da. Îl înveți independent până la urmă. Da, dar vezi, nici independența asta nu, cum să spun, nu te scapă de pericole. Pentru că sunt la tot pasul. Mai ales ce am putut să văd în ultima lună în școli, la televizor, deci m-a luat capul. Da, aici unii trebuie copii să fiind grijă. Chiar de vârsta băiețelului meu, asta este mai grav și mai dureros. Adică... Și atunci când stă la școală, ești totuși cu sufletul așa. Nu, să știi că stă la școală, sunt foarte liniștită pentru că are o învățătoare. Ăsta este un aspect despre care chiar vreau să vorbesc, pentru că el în clasa 0 a fost în altă clasă, la o altă învățătoare. Și am decis, după ce a terminat clasa 0, să-l mut la altă clasă. Din mai multe considerente, unul dintre ele a fost faptul că învățătoarea era cam... Nici nu știu un cuvânt să-i atribui. Cam indiferentă la tot ce se întâmpla în jurul ei cu copiii. Și odată m-am dus în clasă, pentru că fiind mici ne dădea voie să urcăm cu ei în clasă. Acum nu mai putem, nici nu mai vrea. Normal. Ce să-l las singur de la poartă. Dar mă uit după el până cotește. Și eram odată în clasă și copilul meu, nu știu dacă... Îl pot numi defect. Nu e defect până la urmă, că e copil. Copiii n-au defecte, mai ales atât de mici. Dar el căuta cu toți colegii să intre în vorbă, să se joace. Ce faci, ne jucăm, ce faci, nu știu. Și un băiețel l-a împins. Și îi zic, doamna învățătoare, să nu observați, nu spuneți nimica. Păi ce a făcut? Păi l-a împins. Hai mă, l-a fost împins. Adică mă prostiți în față sau cum, că dacă îl împingea un pic mai tare, venea cu capul de cealaltă bancă, adică știu cum să vă spun. Hai că exagerezi și tu. E, da, exagerez și eu? Bun. Deci copilul ăsta, dacă mai rămâne mult în clasă, ajungem la bullying. Ce facem? Da? M-am dus la secretariat, am întrebat, mi s-a spus că e ok să fac o cerere și mi-l mută și mi l-am mutat la o învățătoare care n-am cuvinte să o descriu. Pentru că se ocupă foarte mult de copii și își dă interesul. Adică n-am auzit până acum și ia cătă ceva de când a început școala, să-mi zică copilul ceva sau să-mi zică mami n-a vrut cu tare coleg să vorbească cu mine. Sau
mami, doamna m-a certat sau mami, doamna mi-a făcut nu știu ce. Nu, nu există. Deci sunt foarte mândră că l-am mutat în altă clasă și că are o învățătoare și un colectiv de elevi și de părinți foarte buni față de clasa cealaltă. Uite, care îl va educa la școală. Exact. Asta este rolul unui dascăl. Și mă bucur că stă și la after, au after gratuit, da, la școală acolo. Îl iau la ora 3. Au o masă caldă, asta mă bucură. Și da, își face temele acolo. E în aceeași, deci rămâne cu doamna lui pentru că, da, nu știu ce criterii au ei. Au mai împărțit și pe la alte învățătoare și eu când i-a făcut dosarul, i-am spus, doamnă, se poate să fie cu doamna lui, că el așa vrea, la doamna lui, la doamna Aurelia. Și mi-a zis că sigur că da, dacă mai sunt locuri, s-a uitat, mai erau locuri și el rămâne cu doamna în continuare, acolo până la 3. Ce-i place cel mai mult să... La școală sau da, în general? La școală, ce-i place? Îi place foarte mult că... Doamna le explică și el înțelege tot ce le explică doamna, că doamna le spune că dacă n-ați înțeles, nu mergem mai departe decât când înțelegeți da. Lecția de astăzi, că îi lasă la after după ce își termină temele, îi place că îi pun să facă tot felul de jocuri din astea, gen fazan, gen telefonul fără fir, din așa, care da, pot să învăța comunice și mai departe, da. Da. Da, a găsit o modalitate să se când e cald afară, de cele mai multe ori îi găsim afară, i-am găsit multe ori în curte, se jucau țară-țară, vrei mostaș, sau se jucau cu mingea, sau tot felul de activități. Vrei să-l duci și la un sport? Nu știu, eu m-aș îndrepta către not, că îl văd așa, dar totuși are teamă de apă. De apă, că e adâncă și că să nu... Dar, mami, dacă mă nec? Azi, mami, că nu te neci. Eu am făcut în not și de asta, dar el mă zăpăcește că el vrea la dansuri, că lui îi place să danseze. Și am zis că o să mă interesez să vedem ce costuri mai sunt și pe acolo și dacă e ok, de ce nu? Până poate ajunge un campion la dansuri, da, mai știi? De ce nu? Chiar recent am făcut un material la o sală de dans a Oanei Ioniță. O știu pe Oana. Și erau foarte mulți copii acolo. Poate cine știe? Pe Oana o știu foarte bine și o știu de, cred că de peste 25 de ani. Oana a fost în ansamblu de balet, și pot să o întreb, că nu te mint, al Teatrului Constantin Tănase. Și acolo am cunoscut-o pe ea. Până, cred că până să fie cu tenorul și așa mai departe, am înțeles că s-au despărțit acum, îmi pare foarte rău pentru ei. Dar nu ne băgăm noi da. Așa. Asta spuneam, că o știu pe Oana de foarte mult timp și e o tipă foarte mișto. Este și are undeva în zona Ghencea sala. Da, dar să vedem și cât... Și cât... Da. Cine știe, poate într-o ediție viitoare când vei fi aici, vom discuta despre băiatul tău la școala de dans a Oanei sau a altei sau persoane. Sau Mihai Petre. Sau Mihai Petre. Deja da. Timp prea. Niciodată să nu-ți pierzi speranța sau mai ales pentru copii. Copiii trebuie să facă ceea ce le place și dacă acum, uite, are și camera lui, are și învățătoarea pe care și-o dorește. Are și cățel? Da, are și cățel. Bănuiesc că i-ai făcut și un brad de sărbători. Nu există așa ceva. Deci la noi nu a fost an de când este copilul ăsta să nu aibă brad. Dar recunosc că avem brad artificial. Pentru că eu nu sunt adepta tăierii brazilor. Aici știi că e un subiect... Da. Sensibil. Așa, sensibil și... Chiar anul ăsta am avut discuția asta cu Luca și mă bucur că am avut-o, pentru că am fost, bine, nu chiar de sărbători, dar ai văzut că bradul se împodobește mai devreme și stă până de Sfântul Ion. Și ne-am dus la o prietenă care are două fetițe și ele aveau brad natural. Și vezi, Luca, eu am brad natural, tu ai artificial, na, ca între copii. Și acasă mă întreba, mami, dar care-i faza cu bradul ăsta natural, artificial? Și zis, mami, tu dacă te tai la un degețel, te doare? Da, mami, normal că mă doare. E, uite așa, îl doare și pe bradul ăla, dacă tu îl tai.
Și da, așa le-am, da, mami, da, mami. Și de-aia, orice brad care vine în casa omului să-l împodobește este tăiat, mami. Se duce un nene cu un topor și îl taie. Aoleu, zic, da. Și de ce îi face răul, doare și pe el. Și atunci lăsăm pe alții să... Noi punem ăsta artificial, este alb. Eu cu amândoi îl împodobim și îl facem cât mai frumos și se vede mai frumos decât un brad natural. Plus că, sincer, să fiu, bradul natural se trece repede, cei puțin, da, cel puțin cei de acum. Și îți lasă toate acele alea prin casă și te chinui la mătura și la aspirat, că se iau foarte greu. Și de... Trebuie să mai multe cauze. Câte mulți a schimbat copilul viața, Ioan? 180 de grade. 180 de grade, adică nu am cuvinte să descriu. Am zis-o și am să spun mereu, meseria de mamă e cea mai frumoasă meserie din lume. Nu cred că există alta mai frumoasă. Mi-a schimbat-o foarte mult și mă bucur că mi-a dat Dumnezeu un copil bun. Eu recunosc că nu știu ce să alea nopți nedormite. Mă refer când era bebeluș. Sigur, a fost perioada aia cu colicile pe care o au toți bebelușii. Da, existau acele picături și rezolvam problema. Dar a fost un copil foarte bun, un copil cu minte. Bine, cu minte în limitele bunului copil, simt. Da. Evident, copil cu minte și babă frumoasă, mai greu. Dar n-am avut așa probleme cu el. Ți-am zis, nu știu ce să alea nopți nedormite. Erai pregătită să devii mamă atunci când ai rămas însărcinată? Cred că da, la momentul ăla nu mi-am pus problema asta. Adică a venit așa ca un copil... A fost un copil foarte dorit, programat, asta pot să spun. Măi, nu l-am programat, că n-am stat să țin minutul, secunda când se întâmplă. Dar am zis, mă, dacă se întâmplă, de ce nu? Adică nici nu ne-am stresat foarte tare să-l facem. Adică nu ne-am stresat să-l facem, nu în sens că se fac foarte ușor, să știe toată lumea. Adică nu ne-am focusat pe chestia asta. Acum să rămână însărcinată? Nu, sau... în momentul ăsta, sau vai să mă chinui, sau vai teste peste teste negative. Nu, al meu a fost pozitiv din prima. Din prima, da. Îți mai aduce aminte momentele acelea? Orice femeie știe, nu? În momentul în care simte așa ceva când... Eu am zis, mă, fie ce-o fie, adică, na, eu n-am crezut până n-am văzut, pentru că, vezi, mie mi-a dat Dumnezeu, dacă vrei, multe lucruri ordonate, dacă vrei, și pe făgașul normal, ca și problemele lunare ale unei femei, nu s-a întâmplat să întârzie mai mult de o zi, două, sau... Ba, din contră, s-a întâmplat să vină și cu o zi, două mai devreme. Și imediat am văzut, zic, aoleu, stai, hai, mai stau o zi, poate cine știe, am răcit sau na, de întârzie, ce se întâmplă? E, deja la a patra, a cincea zi am început să intru în panică. Zic, mă, s-a întâmplat ceva. Zic, eu nu știu, păi du-te la doctor, vezi care-i faza de ți-a întârziat. Nu ne trecea prin minte. Uite, na, zic, mă duc la farmacie și iau un test de sarcină, e simplu. Da, poți să faci și asta, el. M-am dus, am luat două să fiu sigură că poate unul îmi dă eroare sau eu știu. Da, să fie. Amândouă au fost pozitive și atunci e ceva firesc, ceva normal. Conta ce ar fi fost dacă era fată sau dacă era băiat? Ce ți-ai dorit tu, eu, Ioana? Mi-am dorit foarte tare să fie fată, dar dintr-un anumit punct de vedere mi-am dorit. Pentru că și eu sunt zbanghi de felul meu, nu sunt foarte sănătoasă la cap. Am zis că vreau o fetiță, dar pentru ce? Pentru ca să-i cumpăr clămuțe, să-i pun în păr, să-i cumpăr rochițe de prințesă, pantofiori cu sclipici, chestii de-astea, știi? Îți proiectase-i tu numai pentru asta. Astea, da? Numai pentru asta vreau eu o fată. Nu că neapărat vreau o fată, că vreau eu să fie fată sau... Numai strict pentru asta. Și chiar i-am zis lui Ionu, zic, eu vreau să fie fată. Și el zic că nu pot să reproduc exact ce a spus. A zis că de ce să fie fată? Că e problema aia cu munca lui, știi? Da. Și pe urmă când ne-am dus la ecograf, doamna doctor care ne-a făcut ecograful, nu mai mi-amintesc cum o chema, ne-a ținut un pic în suspans. N-a vrut să ne spună aia că e fată sau băiat. Ne păcălea că ba stă întors, ba așa, ba nu vrea să se întoarcă să ne arate ce este.
Și eu nu-s doamna doctor, să fie orice, dar să fac armata. Și uite că nu-mi pare rău. Eu am zis de multe ori, zic, nu mi-a dat Dumnezeu o fată, dar mi-a dat un băiat cu minte ca o fată. Vezi, tot s-a dus acolo. Dar a fost totul bine? Da. Ai zis că ai avut o sarcină... Am avut o sarcină relativ ușoară. Relativ ușoară, de ce spun? Pentru că cred că a fost ușor toxică sarcina mea. Pentru că efectiv nu puteam să mănânc absolut nimic decât chipsuri și Pepsi. Deci copilul a stat 32 de săptămâni, că am spus că l-am făcut prematur, numai cu chipsuri și... Nu că nu vroiam, nu puteam. Deci tot ce mâncam, dădeam afară. Da. Nu puteam, efectiv. N-am făcut un caz din asta, dar m-am gândit că e o sarcină ușor toxică în cazul ăsta. Pentru că al naibii Pepsi și ale naibii chipsuri, de nu intrau... Asta am mâncat eu 32 de săptămâni. Pepsi și chipsuri. Nu puteam, nu că nu vroiam, nu puteam să mănânc altceva. Nu puteam. Efectiv, ce băgam în gură? Eu, care de felul meu, nu mănânc chipsuri. Mie nu-mi plac. Da, dar vezi, în sarcină lucrurile se schimbă foarte mult. Da, da, da. Ce? Pe asta zic. Culmea, exact ce eu nu mănânc de felul meu. Adică, dar în schimb vreau să spun că Luca e nebunit. Dacă i-ai dat numai chipsuri toată ziua, ar mânca numai chipsuri. Normal, păi dacă așa s-a hrănit el. Aia zic. Și mai gust și eu unul de la el, știi, așa. Dar nu mă pasionează foarte tare, știi? E un copil sănătos. Da, e jucăuș. Asta e cel mai important. Spuneai că are aptitudini și își dorește să se ducă spre dans. Crezi că e ceva genetic? Pentru că familia ta este o familie, a fost o familie de artiști. Tu te-ai dus înspre zona asta de, de teatru. Teatru. De... Deocamdată încă e mic să mă pot pronunța părerea mea. Bine, el face 9 ani în octombrie, dar el văd că așa îi place muzica, deci când vrea să meargă la un spectacol, îmi ce mami mă duc și pe mine că e cu muzică. S-a împrietenit, s-a lipit foarte mult de artiști, dar când spun artiști, să ne înțelegem, nu mă refer la generația de acum. Adică, de cine s-a lipit așa? E foarte lipit și foarte atașat de Silvia Dumitrescu, care ne e prietenă foarte bună. O iubește foarte mult și Silvia pe el. Adrian Enache, cu care m-am dus cu Luca la un spectacol de-al lui, l-a primit la cabină extraordinar de frumos, au cântat amândoi. Luca cânta Dă-mi o singură noapte și Adrian îi venea să-l mănânce acolo cât de așa. Și s-au împrietenit foarte tare cu Michi, dacă o știți, da, de ex-capital. La capital, da? Așa, adică s-a lipit foarte tare. De domnul Vasile și de Valentina, l-am mai dus pe la Tănase. Asta voiam să te întreb, îl duci la Teatrul Constantin Tănase? L-am mai dus, dar în special îl duc vara la grădină, pentru că la sală nu prea are răbdare. Adică mă întreabă, se termină mai mult mami, când se termină, când, adică, na. Și, na, dacă n-are răbdare, stau să ies cu el din sală, deranjez publicul, La grădină e altceva, că acolo e mai liberă trecere, cum se spune. Dar știu că tu ai rămas aproape de teatru, chiar și dacă nu te duci de artiști, chiar dacă te duci singură sau însoțită de alte persoane. Prietene, vorbeam zilele trecute despre faptul că trebuie să te sun mai târziu, fiindcă mergeai la teatru. Da, m-ai sunat și eram urma să merg la teatru, da. Exact. Unde ai fost? Am fost la un spectacol aseară, foarte frumos. Mi-a plăcut foarte mult. Femeia te ridică, femeia te coboară și recomand oamenilor să meargă să-l vadă, pentru că am văzut și eu în sfârșit, exact așa m-am exprimat. Poate să mă certe artiștii care îi cunosc din spectacolul ăsta, că l-am denumit așa, dar cu ghilimele de rigoare și nu cu răutate. O ciorbă frumoasă. Ciorbă însemnând amestecătură, adică nu e strict teatru clasic cu ce e lumea obișnuită, nu. Este teatru, este umor, foarte mult umor și un umor de bună calitate și am râs foarte mult. Spectacolul este făcut de doamna Brândușa Novac, care a fost foarte mulți ani directoare la Circ. Și a îmbinat foarte frumos, a făcut o montare foarte frumoasă. Chiar spunea aseară pe scenă că i-a spus Naia Alexandru, care
joacă în spectacol, că i-a trebuit foarte mult curaj să facă o asemenea montare la noi în România, pentru că na. Așa. Și a băgat în spectacol și numere de circ. Circ însemnând acrobații din astea, pe cerc, sus, dar nu știu dacă se numește dans. Se numește el într-un fel. Numere. Da. La bară, la fel, tot așa, o fată cu un băiat, au fost divini, au fost superbi. La eșarfă din aceea, care te ridică, da, te lasă în jos. Numere foarte grele, numere foarte... Dansurile foarte frumoase, totul mi-a plăcut foarte mult, foarte mult. Teatru am și postat pe Facebook și am și felicitat-o pe doamna Brândușa și pe toți actorii. Teatru este legătura pe care o ai cu mama ta. Da, așa legătura vreau să cred. Da. Este locul în care și vreau, Andra, și mă, Anda trăiește. Da, și mă bucur că vorbim despre asta, pentru că eu nu sunt atașată numai de teatru. Eu sunt atașată și mă simt foarte bine între artiști. Și vreau să le mulțumesc pentru felul în care mă primesc de fiecare dată, felul în care atenția pe care unii dintre ei mi-o acordă, și nu vreau să dau nume, dar sunt persoane care sunt foarte bine, sunt artiști care sunt foarte bine la mine în suflet aici și le mulțumesc că sunt așa, pentru că vezi tu, pe mulți, mai ales pe cei de acum din generația asta, ca să zic așa, nu le mai ajungi la nas după ce ajung la un nivel, înțelegi? Iar acești artiști și-au păstrat simplitatea și să știi că și printre tineri sunt câțiva care nici nu zici că sunt actori. Și am să fac o nefăcută și am să spun un nume care pe mine pur și simplu m-a șocat felul lui de a fi, și ăla e Mihai Bendeac. Lumea poate că îl percepe altfel, dar eram odată, vă dau un singur exemplu, eram odată la o terasă în spatele Teatrului Național cu nașa lui Luca. Eu cu Mihai ne știam, Mihai la o masă alăturată. Ce îmi spune Ilinca, nașa lui Luca? Zice, fata, aș vrea să fac și eu o poză cu el. Crezi că e ok? Zic, acum să nu. Zic, hai că îi spun eu. Și am spus, zic, Mihai, uite, este nașa băiețelului meu, este fica așa. Și vrea așa, vai, să rămână, vă mulțumesc. Adică el mulțumea pentru faptul că noi vrem să facem o poză cu el sau ceva de genul ăsta. O simplitate de nu am cuvinte să descriu. Iar după ce am plecat, Ilinca mi-a spus, doamne Ioana, lucrez în teatru de 25 de ani, ea fiind secretar literar la Teatrul Național. Eu n-am văzut niciodată atâta simplitate la un artist. Din prima clipă, adică pur și simplu, hai că pe mine mă cunoștea, dar Ilinca era pentru el o necunoscută. Și atât de frumos și atât de... Când să spun, dai de seama simplu. Cu ce amintire rămâne omul acela care primește... Exact. Și la fel ca Mihai Bendeac este și doamna Maia, la fel. Da. Și doamna Maia, la și fel. Și Maia Morgenstern. Este un om... Eu o iubesc foarte tare. Este un om atât de blând. Are o blândețe și o bunătate până și în glas când vorbește. Și când mulțumește și când spune vă mulțumesc și simți că acel mulțumesc vine din suflet. Străfundul sufletului. Da. Nu știu cum să descriu. Înțelegi? Și e mare lucru. E mare lucru pentru că, ți-am spus, sunt actori și crede-mă că umblând în lumea asta lor... Așa era, așa era și da, mama și mama ta. Mea era la fel. Era la fel. Și la mi-aduc aminte că îmi povestea că pleca în turnee în țară și pleca cu mașina și se întâmpla să oprească polițiști. Nu știu, că în momentul în care te oprește poliția, cam îngheți un pic. Da. Știi? V-am oprit că v-am recunoscut și vreau și pentru soție un autograf. Sau mama a coborât, i-a dat autograf, trecând după mult timp pe acolo, mama zice, băi, eu mi-au la mine niște poze, să le am acolo în geant. Trecând pe același traser, iar a oprit-o, aceiași polițiști. Ce, știu, vreți autografe, lasă că vă dau poze, că am poze cu mine. Deci era atât de
cu toată lumea era așa. Era foarte deschisă, da, și foarte social. Îmi pare rău că nu toți actorii sunt așa. Dar mulți dintre ei și-au creat exemplu. O carapace. Și... Da, fiecare are motivul lui, poate. La finalul întâlnirii de astăzi, pentru că sper că o să ne mai vedem... Mare, drag, oricând, tu știi bine. În curând, și pentru mine e o plăcere. Vreau să te întreb, când ai fost ultima oară la mormântul mamei tale? Cred că anul trecut, în octombrie, aproape de ziua ei. Și vreau să mai merg acum de Paști. Să-i pui o floare și să mai vorbești cu ea. Păi mereu vorbesc cu ea, mereu. De câte ori mă duc, vorbesc. Nu mă duc foarte des, pentru că, în primul rând, e destul de departe. Așa este. Dar mi-am fixat să mă duc de 4 ori pe an. De Crăciun, de anul ăsta am sărit Crăciunul. De Crăciun, de Paște, de ziua ei de naștere și de 15 august, de Sfântă Mărie, când s-a prăpădit. Da. Astea 4 ori îmi fac tot posibilul să nu le încalc. Uite, Crăciunul l-am sărit anul ăsta. Așa a fost să fie, cu mutarea, da, cu tot ce s-a întâmplat. Cu mutatul, am avut timp, dar de Paști sigur nu ratez. Vei fi acolo cu ea. Eu îți mulțumesc mult de tot că ai fost astăzi cu noi, Ioana. Oricum, te mai aștept cu mare drag aici la noi în studio. A fost o reală plăcere să povestim despre mama ta, despre copii, despre teatru și despre transformarea ta. Sunt subiecte despre care voi vorbi oricând cu drag și cu plăcere și de câte ori o să am ocazia. O să iubesc arta, o să iubesc teatru, artiștii. Și oameni. Și încă o dată le mulțumesc pentru felul în care mă primesc de fiecare dată. Să știu ei, cei care sunt vizați de problema asta, le mulțumesc pentru că mă primesc, nu știu, așa simt că te primesc ca într-o familie. Cu drag. Și nu vreau să uit nici familia care a fost foarte și este în continuare foarte aproape de mine, familia Teatrului Evreiesc de Stat. Eu n-am să-i uit pe acei actori. Am jucat cu ei, am repetat cu ei foarte mult timp. Pe doamna Maia nu mai spun că o divinizez și, nu știu, parcă îmi dau lacrimile așa, pentru că s-a muncit foarte mult la un spectacol care nu s-a jucat decât de 11 ori, pentru că a venit nenorocirea aia de pandemie și s-a oprit, el nu se mai poate relua din diverse considerente, dar toți oamenii de la... cea care spală scena, de la doamna de la casa de bilete până la doamna Maia, oamenii ăia sunt și vor rămâne familia mea peste tot ce, toți sunt familia mea. Dar pentru cei de la Teatru Evreiesc, îi am foarte mult la inimă și le mulțumesc că m-au primit exact ca într-o familie. Am spus mereu, este a doua mea casă. Teatru Evreiesc de Stat este a doua mea casă și a doua mea familie. Ce frumos! Îți mulțumesc mult de tot, Ioana, și vă mulțumesc și dumneavoastră că ați fost astăzi alături de noi. Sper că v-a plăcut emisiunea. Vă aștept pe YouTube-ul nostru Wow News cu foarte multe mesaje pentru invitata mea, dar și pentru ceilalți oameni frumoși care vor veni aici. Să aveți o după-amiază plăcută și ne revedem curând. La revedere!